Războiul de pe Nistru începe să aibă deja o istorie a sa, eroii și erorile sale. Ca și oricare alt război, acesta conține o mare doză de mister, de nebunie. La prima vedere, s-ar părea că patimile s-au aprins ca și cum din nimic, pe nesimțite, de la o nevinovată lege cu privire la funcționarea limbilor. În realitate însă, nu confruntările lingvistice, nu învrăjbirea dintre românii moldoveni și rusofoni, dintre Chișinăul naționalist și Tiraspolul internaționalist iubitor de pace, cum afirma propaganda smirnovistă, ci lupta pentru menținerea Imperiului Bolșevic stă la baza conflictului politic din zona nistreană, conflict care în primăvara anului 1992 a degenerat într-un adevărat război fratricid. Da, de 220 de ani de atmosfera războiului de Nistru. Eu vreau să mă refer la acei patrioți, acei băiestineri care erau pe câmpul de luptă. Am avut noroc să am să fie, să pe mine, pe fătorul meu, comandantul meu, să fie niște grupe de tineri, băieți de 16-18 ani, care dădeau dovadă de bărbață, bărbăție împrasnică. Nu mă polisați și orice problemă era hotărât. Eu nu mi-am putut și așa, să nu formațiune de bără, duș, scarpioni, Răzești, Vector, Ceaica și așa mai departe. Asta nu este grupă de băiestinit care putea să îndreasă așa în orice mod și orice casă. Războiul de la Nistru, conflictul militar, cum alții îl numesc, este una și aceeași noțiune în diferite, diferite caracteristici. N-a fost un război etnic, religios, dar a fost un război politic, să spunem mai corect, un război între elitele politice. Conducerea de la Chișinău nu a susținut puciul din august, din august 91, conducerea de la Tiraspol a susținut. Aici mergea vorba despre independență, acolo mergea vorba iată, Moldova vrea să se unească și multe altele. A fost un război politic, un război pentru a apăra, a proteja de la distrugerea Imperiului Sovietic.